În vederea elaborării documentelor programatice pentru perioada 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale beneficiază de consultanță. Consulatul a fost selectat în urma unei proceduri de achiziție publică pentru implementarea proiectului Asistență tehnică pentru pregătirea perioadei de programare în domeniul dezvoltării rurale 2014-2020. Potrivit prevederilor regulamentului, autoritatea de management este responsabilă pentru elaborarea și negocierea cu Comisia Europeană a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, beneficiind în acest scop și de consultanța consorțiului care va sprijini autoritatea de management în organizarea și desfășurarea procesului de programare pentru perioada 2014-2020, precum și a procesului de consultări cu partenerii economico-sociali și de mediu. În acest scop, la nivelul Ministerului, au fost demarate ședințe de lucru interinstituționale la care participă specialiști din cadrul departamentelor tehnice ale Ministerului și ale instituțiilor subordonate. Activitatea desfășurată în cadrul ședințelor de lucru vizează definitivarea descrierii situației actuale a României și identificarea nevoilor pentru stabilirea măsurilor de dezvoltare rurală relevante, corelate cu domeniile de intervenție. Documentele de programare rezultate vor fi supuse consultării grupurilor de lucru și validate la începutul lunii octombrie, în cadrul Comitetului Consultativ Tematic, coordonat de către Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.